Povestește-ne cum s-au petrecut lucrurile. Când ai născut? Am născut pe 3 martie la spitalul din Suceava. Am născut o fetiță foarte, foarte, foarte drăgălașă pe care noi am așteptat-o, cred că 10 ani. Ne-am dorit enorm copilul ăsta și noi mai avem un copil care are aproximativ 14 ani și de atunci încercăm să mai facem unul. Și asta a venit așa, ca un bonus a vieții noastre și eram atât de fericit și totul era, toate visele noastre erau împlinite. Și calvarul a început în momentul când m-am externat. Totul a fost bine până în momentul externării și ajungând acasă, fix a doua zi, au început simptomele. Am început să am incontinență, hematurie, am făcut febră, i-am trimis mesaj doamnei doctor în care i-am explicat toate simptomele și mi-a spus că este perfect normal, că lohiile pot avea și altă consistență, nu neapărat sânge, pot fi și mai albicioase. Și explicam, doamna doctor, să știți că eu pierd urină. Și îmi spunea că nu este adevărat, că e ok. Uite, așa a trecut timpul, s-a întâmplat lucrul ăsta, s-a repetat, cred că de vreo 10 ori, în 24 de ore. Și am dat mesaj, doamna doctor, nu este ok, pot să vin să vorbim. Și m-a așteptat la cabinet a doua zi după amiază. Deja aveam febră mare, aveam frisoane. Și când m-a văzut cum sunt, purtam Pampers de adulți, pentru că nu aveam niciun control asupra sfincterului. Aveam să aflu mai târziu de ce și că de fapt nu era vorba despre sfincter, dar la momentul respectiv nu știam nimic. Și atunci mi-a pus imediat, s-a speriat și ea foarte tare, mi-a făcut un ecograf și mi-a făcut direct antibiotic injectabil, spunându-mi că am făcut o cistită hemoragică, pentru că mi-a fost pusă prost sonda în spital, am făcut o rană, pe rana aia a intrat un E. coli și am făcut o cistită hemoragică. Deci practic ți s-a spus că ai făcut E. coli și la E. coli cistită. Da, noi avem practic acele E. coli, înțeleg, undeva în sistemul nostru digestiv și cumva doamna doctor a spus că eu pe fundul unei constipații din timpul sarcinii s-a dus acel E. coli pe rana făcută de sondă și aș fi făcut cistită. Stai seama că am crezut că da, mi-au făcut antibiotic direct. Ceea ce aveam să aflu 2-3 zile mai târziu e că chiar dacă acesta ar fi fost diagnosticul de cistită, trebuia să-mi facă prima oară un sumar de urină și o urocultură ca să vedem cu ce ne confruntăm și ce antibiotic trebuia să iau, dar nu mi-a mai făcut asta. Dar mi-a dat direct antibiotic injectabil. La momentul ăla mi s-a părut că ăsta ar fi sfârșitul și că asta ar fi cea mai gravă chestie, pentru că nu o să mai îmi pot alăpta copilul. Gata, aici se spulberau visele mele, dar de fapt ce era mai grav abia urma. Și m-am dus acasă cu antibioticul, am continuat antibioticul timp de 4-5 zile, situația era neschimbată, așa că s-a ajuns la concluzia că trebuie să fac un RMN. L-am făcut de urgență, am primit rezultatul în clipa respectivă, adică toată lumea înțelegea că e o situație gravă, că e urgență. Și tot în momentul ăla i-am trimis rezultatul. Nu am primit niciun răspuns, deși noi vorbeam pe mesaje. Da? Nu mi-a spus nimic, că ar fi ceva neregulă. Eu nu sunt doctor, eu acum, la momentul ăsta, aș ști să interpretez acel RMN. Pentru că am trecut prin atâtea, dar atunci habar nu aveam. L-am trimis doamnei doctor. Practic, tu când ai dat RMN-ul, întrebam un doctor. I-am trimis o fotografie pe WhatsApp cu interpretarea. Interpretarea unde era scris ceva de genul posibilă discontinuitate punctiformă a vezicii urinare. Am văzut asta eu mult mai târziu. Nu știam ce înseamnă. Efectiv nu știam și vroiam să o cred, adică i-am spunea ce să fac. E ok, acum facem așa și eu fac, îmi spunea despre dumnea ei, îmi spunea și eu fac foarte des cistite hemoragice. E ok, o să-ți treacă. Nu ți-a spus nici măcar o secundă că ai putea să fie un alt diagnostic. Nu, nici o secundă. Ce te-a determinat să mergi în altă parte, să ceri o a doua părere? După ce am făcut acel RMN,
tot dumneai m-a trimis și la un ecograf, la o doamnă din spital, și mi-a zis că de multe ori doamna respectivă vede mai bine chiar decât remeneul și vrea să mă vadă și dumneai. Am făcut și acolo ecograf. Și acolo mi s-a spus că totul e ok. A fost chemat și un doctor urolog care mi-a spus să nu mai iau acel antibiotic intravenos, să trec pe un alt antibiotic pe care să-l iau oral ca să-mi pot alăpta copilul. Dar, deci totul era ok. Nu apărea niciun fel de problemă. Într-un final, pentru că a fost întrebată totuși de ce nu i-ai luat femeii urocultură, mi-a luat o urocultură, dar eu făceam deja a patra doză de antibiotic intravenos atunci și urocultura a ieșit sterilă, starea mea se agrava și soțul meu a fost cel care a luat hotărârea să plecăm de aici. Mi-a spus, ok, nu se poate. Au trecut 12 zile din momentul nașterii sau 13 și urina mea era din ce în ce mai roșie, pierdeam din ce în ce mai mult sânge și el m-a luat practic pe sus, eu plângând, te rog să nu facem asta, doamna doctor a spus că nu am nimic, avem un copil mic, nu putem să tărim cu noi la București, nu vreau să merg, vreau să cred ceea ce a spus doamna doctor, că nu s-a întâmplat nimic în timpul operației, da? Pentru că eu m-am dus la ea plângând în hohote și am spus, doamna doctor, eu vă apreciez și vă mulțumesc pentru faptul că am un copil în ziua de astăzi și așa, dar vă rog din tot sufletul, eu sunt om și eu lucrez și înțeleg că greșeala este omenească, dacă credeți că s-a întâmplat ceva în timpul operației, vă implor să-mi spuneți pentru că n-am să fac nimic și să știu unde să mă duc să mă caut, că nu știu ce să fac, nu știu unde să mă duc. Și mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic între operator, mi-a explicat că ea are foarte mare grijă, că a avut foarte mare grijă la vezică, că nu a cusut, că nu a ciupit. Practic, și ai aflat ce s-a întâmplat de bacă, nu ai ajuns la București, nu? Da. Atunci am plecat după 12-13 zile, am plecat la București, nu înainte de a opri la cabinetul ei să-mi scoată firele și am întrebat-o încă o dată, vă rog să-mi spuneți dacă s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Și am ajuns la București, prima oară am oprit la spitalul militar, m-a văzut un doctor urolog care era de gardă, care înțelesesem că este un doctor foarte priceput și auzind despre caz a intrat și profesorul în cabinet să asculte pentru că era o situație, a spus profesorul chiar când a intrat, vreau să aud și eu chestia asta, că e ceva neobișnuit. Și acolo am auzit pentru prima oară diagnosticul de fistulă. N-auzisem niciodată despre asta, adică nu știam ce poate să fie, am dat un search pe Google. Și mi-au zis, trebuie să-ți facem o cistografie, trebuie să vedem despre ce e vorba, facem o programare peste vreo 2 zile, între timp trebuie să port sondă. Era prima oară în viață când auzeam despre lucrurile astea. Și m-am dus la un alt doctor, am fugit de acolo, am zis, ok, oamenii ăștia sunt nebuni, delegat, adică eu mă duc cu o cistită și ei îmi spun că vor să mă treacă pe sondă 3 luni de zile. A fost așa un șoc pentru mine, am plecat la un alt doctor, un conferențiar de la Spitalul Sfântul Ioan, înțeleg că era directorul secției de urologie, care chiar a luat și a studiat în detaliu remeneul meu și mi-a spus, da, se vede clar, ai fistulă. Și am întrebat, explicați-mi, vă rog, am mai auzit cuvântul ăsta odată, vă rog să-mi explicați. Ai o gaură între uter și vezică. Sunt 2 organe care, în mod normal, nu trebuie să comunice, tot conținutul vezicii se duce în uter și tot conținutul uterului se duce în vezică. Urina fiind acidă, îți va mânca pereții uterului, trebuie ca să facem în așa fel încât urina să nu mai ajungă acolo și va trebui să porți, așa scrie, mi-a zis așa, eu nu m-am confruntat în viața mea cu așa un caz. Îți dai seama că pentru mine a fost un șoc, adică nu-mi venea să cred ce aud și mi-a zis la fel, trebuie să porți sondă 3 luni de zile, dacă ai un noroc fantastic și ai avut o gaură foarte, foarte mică, se poate închide pe sondă, dacă nu, vei ajunge la operație. Nu știam ce implică operația, nu știam, dar doar gândul ăsta cu sonda, 3 luni, cu un copil de 14 ani în casă, care deja mă văzuse, nu, deci nu, în niște stări, niște
nu puteam să-mi imaginez asta. Am mai fost la un doctor. A fost același diagnostic din prima secundă, fistulă. Mi-au spus așa, e o chestie care poți să te diagnostichezi tu acasă foarte ușor. Bei niște albastru de metil, folosești un tampon intern și în cazul în care, în cazul în care el se colorează în albastru, înseamnă că urina nu vine pe unde trebuie. Am făcut asta atunci pe loc la București, în jumătate de oră era rezolvată situația. Am avut nu ca un șoc. Am crezut în doamna doctor ca în Dumnezeu, adică am făcut tot ce a zis ea și am crezut, adică n-am crezut nicio secundă că poate să mă mintă, că poate să mă ascundă, că poate să, nu știu, să mușamalizeze așa ceva. Oamenii spuneau că, ok, dacă nu port sondă, lichidul ăla se duce în abdomen, faci peritonită, ajungi în sepsis la spital și aia ești. Da. Bun. De la București, practic, ai avut trei păreri medicale, trei doctori, trei da. Spitale. Toate trei ți-au spus același lucru. Da. Ai vorbit cu... Când m-am întors acasă, deci după ultimul consult, după amiază, noi ne-am pornit direct spre casă pentru că eram cu un copil nou-născut în mașină. Da. Nou-născut. Avea 2 săptămâni. Când am ajuns acasă, nu am oprit la mine acasă, am oprit prima oară la cabinetul doamnei doctor. Era după amiază și avea cabinet. Și am explicat situația și am spus, doamna doctor, ce spun oamenii ăștia? Auziți ce spun? Nu se poate așa ceva. Trebuie să port sondă 3 luni, spun că că este o gaură acolo, că este fistulă. Și ea mi-a spus așa, nu este adevărat, eu nu am greșit. Eu știu ce am făcut acolo, eu nu am greșit. Și era și soțul meu cu mine și a zis, doamna doctor, păi și dacă e așa cum spun ei, cum facem? Și ea mi-a zis, și dacă nu e așa cum spun ei, cum facem? Și dumneavoastră mă acuzați pe mine de ceva ce eu n-am făcut. Deci practic nu și-a recunoscut greșeala. Nu. A spus că dacă nu e așa cum zicem noi, deși noi aveam 3 păreri, aveam totul cu parafă de la 3 doctori, Ce s-a întâmplat mai departe? Pentru că ai ajuns la operație în cele din urmă. Da. La Suceava, primul lucru, la indicația doctorilor din București, am fost și mi-am montat sondă. Faptul că eu trebuia să stau cu sondă 3 luni nu s-a dovedit cel mai rău lucru. Cel mai rău lucru era că acea sondă se înfunda zilnic de câteva ori pe zi. Eu eliminând prin vezică lohiile, da, fiind o persoană care proaspăt a născut proaspăt, acolo se produce o curățare a uterului și se elimină niște cheaguri de sânge, da, care înfundau sonda. Și acea sondă trebuia schimbată cel puțin o dată de 2 ori pe zi, dar au fost zile de când am schimbat-o și de 4 ori. Noaptea venea un domn doctor senzațional, adică chiar îi mulțumesc din suflet pentru tot efortul care l-a făcut. A venit de acasă noaptea, îl sunam la 2, la 3, la 4, la 12, la 10, s-a înfundat. Nu aveam voie să sonda trebuia să rămână permeabilă, ca mie acea gaură să nu-mi explodeze și trebuia vezica să fie în permanență goală. Ca lichidul să nu se ducă în abdomen și să nu se întâmple alte nenorociri. Și am dus-o așa, cred că vreo 10 zile, 2 săptămâni, până în momentul în care umblam cu niște pungi uriașe de sânge după mine. În permanență pierdeam sânge, pierdeam sânge, pierdeam sânge. Ajunsesem cu hemoglobina 8. Nu pot să-ți explic cum e să ai un copil de 14 ani în casă care să te vadă cu o pungă de sânge în permanență după tine și pe lângă asta ea înfundându-se era mereu o baltă așa de sânge în casă. A fost ceva crânce. Dar pentru că țineam legătura cu un alt doctor din București, care m-a ajutat enorm și îi povesteam evoluția mea și îmi spunea, băi, e grav dacă e atât de mult sânge, atât deja nu mai e urină cu sânge, deja e sânge. Trebuie să vii de urgență, să vii de urgență. Eu n-am vrut să mă duc iarăși, spuneam, toți doctorii ăștia mi-au spus, uterul tău nu poate fi operat acum. Trebuia să fie operat la 4-5 zile după cezariană sau trebuia să fie operat la 3 luni după cezariană. Un uter gravid care a fost
gravid nu poate fi operat oricând, pentru că trebuie scos. Și atunci eu n-am vrut să fac această operație, n-am vrut să ajung la Miragroază, să mă gândesc chiar. Soțul meu m-a luat pe sus și am ajuns la București. Mi-am făcut alte programări, de data asta la un profesor care este șeful secției de uroginecologie din România. E unul din singurii care face operații și gineco și urologice. Am vrut o părere. Am ajuns la spital, la Regina Maria, și mi-a spus: nu mâine, astăzi trebuie să te operezi. Este foarte grav, da? Totul se poate întinde în abdomen, e deja situația foarte, foarte gravă, se înfundea prea de sonda, acel lichid se ducea în abdomen, acum trebuie să te operezi. Există doi oameni în România care pot să facă chestia asta. Eu sau șeful urologilor din România, care este la Institutul Fundeni și un profesor extraordinar, până la urmă am rămas acolo. Am ajuns în acea dimineață, am fost la 7:50 la control, la 7:30 deja mă vedea profesorul de la Fundeni. Era o coadă de 100 de oameni la el la ușă și m-a luat în față, vorbise cu profesorul la telefon, m-a luat și mi-a zis, s-a uitat peste acte, mi-a zis, am vorbit cu domnul profesor, e grav, trebuie să te operezi. Era o urgență maximă. Da. Nu puteai să mai aștepți nici măcar o secundă. Exprimarea domnului profesor a spus că aș putea să mai stau o oră, o zi, dar pe răspunderea mea. Pentru că deja situația era foarte gravă, da? Tot sângele ăla nu mai putea fi preluat de sondă, fiind atât de multe cheaguri și atât de multe așa. Și atunci, înfundându-se, gaura deja se mărise foarte mult față de fistula, da? Despre asta vorbim, e același lucru, față de dimensiunea ei inițială. Și practic, am ajuns, da, să... Atunci s-a luat hotărârea, m-a lăsat pe mine să iau această decizie. Știi, și după ce am plâns două ore acolo pe holuri la Fundeni, pentru că nu înțelegeam în ce constă operația, veneau doar așa și îmi spuneau: trebuie să semnați pentru histerectomie totală, trebuie să semnați că nu știu ce riscuri sunt, trebuie să semnați... M-au luat așa, m-au luat pe sus, știi? Eu nu aveam nici haine, eu m-am dus la un control. Eu nu aveam haine să rămân internat într-un spital și nu știam ce implică operația asta, nu știam cum o să fie. Și m-am trezit din operația asta, care a durat vreo 5 ore, m-am trezit intubată, pentru că, na, evident, am luat decizia să mă operez. Când îți spun doi din cei mai buni oameni din România pe acest segment că trebuie să faci lucrul ăsta urgent, mă gândesc că nu te duci acasă și te culci pe ureche. Și când m-am trezit din operație, eram intubată, a fost crâncen, au fost niște momente crâncene, m-au lăsat așa intubată o perioadă pentru că nu răspundeam bine la comenzi și eu nu dădeam seama ce se întâmplă, așteptam să mor pentru că respirau aparatele în locul meu, eu nu respiram singură și aveam senzația că mor în fiecare secundă și doar nu mai muream, că nu poți să respiri în momentul când ești intubat. Și aici a început tragedia. După momentul operației au început foarte multe complicații, am stat internată pe terapie intensivă o perioadă foarte, foarte mare. Îmi spuneau, poate după o săptămână o să te scoatem de aici. După o săptămână am mai trecut încă o zi, încă o zi, încă o zi, o să mai stai o zi, o să mai stai o zi. A apărut riscul de tromboze, aveam analizele foarte, foarte proaste. Erau niște situații care se băteau cap în cap și pentru care efectiv nu mă puteau trata, pentru că dacă mă tratau de tromboză, riscam să sângereze uterul pe care ei au încercat să-l păstreze acolo, pentru că au considerat că sunt prea tânără pentru o histerectomie totală. Ar fi implicat multe, o menopauză timpurie ar fi implicat foarte multe riscuri la care n-au vrut să mă supună. Și în momentul când m-au deschis, s-au găsit uterul mâncat, efectiv necrozat, cred că se numește în termeni medicali, de acea urină acidă în care el băltea, da? Urină nu are ce căuta acolo, în vecinătatea uterului, da? Și pentru că domnul profesor este un om extraordinar și pentru că
Acolo se confruntă cu cele mai grave cazuri de cancer. Spitalul Fundeni este un spital terțiar, unde nu ajungi tu și te prezinți, unde vin doar cazuri foarte, foarte grave, trimise de alți doctori, doctori care se consideră depășiți de această situație. Și am uitat să-ți povestesc o chestie foarte drăguță, că înainte să mă operez, pentru că eram atât de grav, mi-am făcut două fotografii cu fetița mea. O să ți le și arăt, pentru că n-am crezut că o să ajung înapoi și n-am crezut că ea o să mă mai vadă. Și mi-am dorit foarte mult ca ea să aibă o imagine cu mine ținând-o în brațe, pentru că în toată acea nebunie eu nu am apucat să-mi fac o poză cu ea. Păi ea o pozasem, dar eu cu copilul meu în brațe nu aveam nicio fotografie. Da. Hai să facem o pauză ca să poți să-ți povestești ce s-a întâmplat în continuare. Da. Ok. Oana, spune, deci pentru tine operația a fost neașteptată. Nu te-ai așteptat să te operi. Complet. Și a fost o operație pe care aproape nimeni nu s-a confruntat în România, adică o operație extrem de rară. Unii dintre urologii pe care i-am consultat mi-au spus că nu se bagă la o astfel de operație. În schimb, în urma operației ai rămas fără opțiunea de a mai avea copii. Da, dar mulțumită domnului doctor am rămas totuși cu uterul pe loc, deși inițial problema s-a pus histerectomie totală fără discuție. A ales să-mi păstreze totuși o bucățică cât de mică de uter, să rămână acolo ca să poată avea niște funcții cât de cât normale. Da, nu mai am opțiunea de a avea copii. Mulțumesc Dumnezeu că trăiesc, că am putut să mă întorc acasă la copiii mei. Deja, probabil aș cere prea mult. Problemele care au apărut după operație, în schimb, sunt probleme cu care voi rămâne poate o lungă perioadă. Perioada de recuperare după operație este o perioadă foarte lungă, undeva între 3 și 6 luni, și nu-mi dă posibilitatea nici să muncesc, nici să-mi îngrijesc copiii cum ar trebui, pentru că e o operație foarte delicată pentru care ei m-au ținut nemișcată. Nu am avut voie să încerc să mă ridic, ca să nu fac efort, să cobor din pat, să fac lucruri așa foarte, foarte simple, fiind cusute două organe între ele, operațiile să nu se atingă și să nu se desfacă. M-au cusut în cruce, una a fost cusută așa și una așa, și locul ăla de întâlnire a fost făcut cât mai mic posibil, dar acolo era riscul ca operația să se desfacă. Și în plus că uterul operat la o lună după cezariană, iarăși era un risc enorm. În tot acest timp, pe lângă tragediile care mi se întâmplau mie, pe lângă faptul că aveam trombocitele foarte mari, că aveam analizele foarte proaste, că aveam hemoglobina foarte mică, albumina foarte mică, nu știu, foarte, foarte, foarte multe lucruri care ieșeau prost și, de exemplu, pentru trombocite nu reușeam să fac cantitatea care trebuia de acele anticoagulante ca să nu declanșeze sângerare și să trebuiască repetată operația să-mi scoată uterul. Pentru mine asta ar fi fost cea mai mare nenorocire, să trebuiască să fiu operată încă o dată, o operație atât de grea. Adică eu am astăzi, când vorbim, o lună și mai mult de 10 zile de la operație și mă ridic din pat cu aceleași dureri cu care te ridici prima oară după operația de cezariană. Prima oară, când te doare foarte rău, așa mă ridic eu și în ziua de astăzi din pat. În timpul ăsta să știi că n-am primit niciun mesaj și niciun telefon de la doamna doctor. Să mă întrebe, măi fată, am auzit că te-ai dus la București, am auzit că e grav, pentru că auzise. Dar după operație, i-ai spus, te-ai întâlnit cu doamna doctor să-i spui, uitați, până la urmă a fost fistulă, pentru că ți-a spus cistită. Da. I-am spus că e fistulă de prima oară când am fost la București, înainte de operație, când ea mi-a spus și dacă nu e așa, cum face. Ok.
Ok, dar acum ai fost operată? Acum am fost operată și m-am întors, da. Și am fost să mă întâlnesc cu ea și chiar am spus vorbele astea, doamna doctor, a fost așa, acum cum faci? Eu nu cred că ea poate să fie conștientă că eu am plâns acolo 24 din 24. Mie mi s-au făcut niște proceduri extrem de dureroase pe lângă. Eu nu cred că lumea cunoaște termenii ca eu să povestesc cum mie mi s-a luat sânge arterial, cum ți se caută vena pe os fără să o vadă, cum am avut o cusătură pe gât, da, cu un cateter, pentru că nu mi-au găsit vene și nu reușeau nici să-mi facă tratamentul și nici să-mi ia sânge. Cum burta mea este despicată în formă de cruce și operația de cezariană a fost redeschisă pentru că altfel nu reușeau să ajungă la organe. Cum organele mi-au fost mobilizate, este termenul lor, mai în termenii noștri au fost scoase, curățate și învelite în grăsime ca acolo să nu rămână totul lipit. Eu nu cred că pot să fii conștient de, prin ce a trebuit să treacă un om și să ai o astfel de atitudine. Adică doamna doctor în continuare susține că dumneaei nu a greșit. Adică mi-am făcut eu o gaură între organe, cum a fost procedura, cum a apărut aia acolo. Și exact pe tranșă, da? Unde s-a cusut. În momentul când m-au deschis, i-au găsit o gaură de aproape 2 cm. Acea gaură ar fi putut fi făcută fie prin ciupirea vezicii, fie prin faptul că a cusut, da? Dar fiind o gaură foarte mare, ața nu a rămas acolo și nici gaura cea mică, ca să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Timpul a trecut, totul s-a agravat. Nu, ce să spun, ea nu a părut să-și dea seama despre gravitatea situației în prima fază. Deci nici după operație, după ce i-ai spus, ea nu consideră că e vina ei? Nu consideră, nu, că e vina ei. La un moment dat, după ce i-am prezentat toate actele, după ce am arătat biletul de ieșire, după ce... eu totuși cred că ea a fost informată și din spital, pentru că știu că avea cunoștințe acolo la Fundeni. Și... a avut așa pentru o perioadă o atitudine în care a spus este problema mea și mi-o asum. Și a doua zi a plecat în vacanță și s-a întors din vacanță, dar nu m-a mai contactat nici până ziua de astăzi. Din contră, eu i-am mai trimis un mesaj, am sunat-o și nu mi-a mai răspuns. Și am considerat că este suficient cu minciunile și cu păcălelile. În timpul ăsta am auzit atât de multe cazuri încât îmi scrie atât de multe lume, o să-ți arăt, am zeci de mesaje în care lumea îmi scrie că și-au pierdut copiii, că, mă rog, au fost atât de multe cazuri prost diagnosticate, nediagnosticate, greșeli în operație, atât de multă lume nu are curaj să vorbească la noi, nimeni nu are curaj să spună nimic, adică trecem prin astfel de tragedii, ne mor copiii. Suntem la un pas de moarte, poate mulți au murit, poate mulți cine știe ce au pățit și nimeni nu spune nimic. Asta mi se pare cel mai dureros, că nimeni nu spune nimic. E o situație în care așa ne-au învățat așa să ne... să fim nu am acum cuvântul. Să ne resemnăm, asta e, să ne resemnăm. Că așa a vrut Dumnezeu și dacă nu așa a vrut Dumnezeu, dacă ai, ca doctor ai greșit, poate este omenește, dar trebuie să te asumi și nu să lași pacientul să moară sau să ajungă în pragul morții, să încerci să salvezi, să scoți ce e mai bun, da? Dacă se acționa atunci repede, eu nu ajungeam să am o gaură în care intră două degete, da? Între organe, nu ajungeam cu acest lichid. Nu trebuie să... Asta mă deranjează, că există această tendință de a mușamaliza, da? Tot ceea ce s-a întâmplat. Hai să-l păcălim. Poate se rezolvă de la sine sau poate moare și eventual îi facem un test COVID și nu se mai știe de ce a murit. Ce-ți dorești practic să se întâmple în final? Ți-ai dorit să fie trasă la răspundere, doamna doctor? Da.
Cel mai mult mi-aș dori să fie trasă la răspundere, dar nu așa. Durerea mea este, nu știu cum e sistemul ăsta a nostru, dar am văzut foarte multe cazuri în care doctorii sunt sancționați după ani de zile de procese cu 10% pentru 6 luni sancțiune din salar. În momentul când nu este doar culpa medicală, ci este și această negare a diagnosticului, pentru că nu doar că l-a ascuns, ci a fost o negare criminală. Lucrul acesta putea să mă omoare. Cred că aici este gravitatea situației și aici este discuția. Și nu în greșeala care s-a întâmplat.